Antonia și Alex Velea s-au cunoscut în 2009 la studio, pe când aceasta înregistra Morena cu Tom Boxer, piesa care a adus multă faimă la nivel național și internațional. Deși au devenit prieteni buni, cei doi erau pe atunci compromiși, Antonia cu primul ei soț, Vincenzo Castellano, iar Alex cu prima lui soție, Ana. Într-unul din interviurile pentru Extra Night Show, Alex a declarat că ambii veneau din cupluri nefericite, prietenia lor nu a fost cea care a distrus cele două căsnicii. Acum au doi băieți împreună, Dominic și Achim, în vârstă de 8 și 6 ani, iar Antonia o are pe Maia, o frumoasă fată în vârstă de 11 ani, din prima căsătorie. 2013 deja lumea bănuia că suntem împreună și în 2014 am declarat noi toată treaba asta, dar am anunțat odată cu sarcina. Da, fain, ce că mă gândesc, e greu. După 7 ani, în care Antonia s-a judecat pentru divorț și custodia fetei, aceștia au ajuns la un numitor comun. Maia va continua să locuiască în Italia, dar de acum poate să își viziteze și familia din România.